Dragi telespectatori, am revenit, suntem împreună cu interpreta de muzică populară, doamna Ionica Voiculețu Brumăraș. În prima parte am vorbit așa puțin despre studiile dumneavoastră. Vreau să-mi spuneți până la urmă ce facultate ați terminat, că nu mi-ați spus. Terminată este Facultatea de Drept. Așa. Am studii care îmi permit să mă plimb pe mai multe paliere. Am lucrat și în învățământ, dar toate la timpul lor. Da, am lucrat. Să vedem de ce ați lucrat așa, prima dată. Peste tot. Ca și lăcătuș. Da, tânără fată și frumoasă. Eram vedetuță pe scenă. Vedetuță pe scenă. Pe scenă. Cu locul întâi la Cântarea României, cu olimpiade de tot felul luate, nu la faza pe țară, așa, ca să fiu corectă, cu concurs de frumusețe. Iauzi! Da, era concursul frumuseții tinereții și nu mai știu cum era, da. Cu de toate dintre astea, eu până când m-am măritat, am avut o carieră, pot să spun, am construit așa un... deschisesem aripile. Soțul dumneavoastră, cum l-ați cunoscut? A venit la noi în Drobeta, Turnu Severin, să facă stagiu, că era în anul 2 de școală. A avut acolo domnul Viorel Brumăraș. Viorel Brumăraș, cu cinste și onoare. Ne-am cunoscut, plăcut, în 6 luni căsătorit. În 6 luni căsătorit. La 21 de ani fetița, la 23 de ani băiatul. Apropo de copii, i-ați îndrumat spre cariera artistică? Plimbându-mă după epoleții lui și după funcții, că mereu... Din oraș în oraș, în oraș, da? Ei au ajuns să fie la liceu de artă din Botoșani. Aoleu, ați fost și acolo? Da, pe unde n-am locuit, peste tot. Aoleu, deci am avut anul și mutarea mulți ani de rând. Ce vreau să spun, că asta te interesează... este că eu știu că mi-am sacrificat copilăria. Dacă nu crezi în ceva, e bine să nu te implici. Cum v-ați sacrificat? În Pentru ce sens? Pentru că tu ce crezi? Ca să faci 2 instrumente și ca să faci toate câte le-am făcut eu, pentru că încă o să... Așa. Poate pe viitor o să vorbim mai pe larg niște aspecte. Asta se face cu foarte multă muncă. Așa. Deci un copil care face muzică nu are copilărie. Și atunci ce ați considerat? La rândul lor, copiii, având pian în casă, mă rog, hai să-i dau la muzică. Uh-huh. I-am dat un concurs de factor, eram și eu în liceu acolo, așa. Un concurs de factor m-a făcut pe mine să iau decizia să nu îi pun să își sacrifice copilăria. De ce? Au de toate, sunt dotați și voce și ritm și au și memorie muzicală, de toate. Dar munca pe care ar fi trebuit să o înglobeze ca să ajungă ce? Dacă ajungea un Enescu, așa am zis eu, Da, de acord. Astfel am zis, lasă domnule, le ajunge câtă muzică au făcut, sunt ascultători avizați de muzică. Da. Și am crescut antipoliți. Ție și anti-muzică. Înțelegi? Și, adică n-am vrut să ne împărtășească meseriile, ca să zic așa. Am zis să bage carte în ei, cum mi-au zis și mie părinții, că știi, se moștenește chestiunea asta. Da? Și nu știu dacă am greșit sau nu, cert este că ei sunt ascultă cu plăcere. Am înțeles. Muzică, dar nu vor să facă. Cât de greu v-a fost, sau nu? Hai să vă întreb altceva. Dumneavoastră ați renunțat la meserie sau ați continuat să cântați după ce v-ați căsătorit? După ce m-am căsătorit, îți dai seama, am părăsit Turnul Severin. Așa. Am învățat drumul dus și deloc drumul întors. Înseamnă că v-ați oprit. Da, am oprit cariera și la insistențele soțului meu, care zicea, măi, ce rău îmi pare că nu trebuia să, că nu... După 29 de ani așa, de atunci am reluat. Și iată că... Este gelos soțul dumneavoastră?
Nu cred. Foarte tare, n-are de ce. Acum nu mai sunt cu talie de viespe și... Dar întotdeauna am fost un om corect. O femeie care și-a știut de casă, de familie. Și dacă mi-am luat un bărbat, mi-am luat un bărbat să-mi placă, nu să mă uit la bărbații altora. Nu mi-am înșelat niciodată soțuri și asta... El știe că poate conta pe mine și că nu trebuie să mă păzească nimeni pe mine. Înțelegi? Eu sunt un om care are probitate morală și așa am fost educată de mică. O să spui, bine, că doar nu o să vii să spui la înșela pe soțul tău cu... Nu, nu. Și viața nu m-a ferit de greutăți. Am trăit clipe grele, am trăit mai mult singură. Singură. El era mai mult plecat și atunci, pe vremuri, știi cum era, când erai prin Ardeal, prin Banat, unguri, nemți, toți te priveau ca pe soția lui ăla din aparatul de, știi? Adică era bine să-ți vezi de ale tale, politețe, ținută în societate, da? Ce v-a fost cel mai greu? Sau să-mi povestiți un moment care v-a fost greu. Greu mi-a fost de câte ori am căzut cu sănătatea, dar de fiecare dată am avut o capacitate extraordinară de a mă reface. Cum? Cum vă reface? Cum, cum reveniți? Nu știu cum de reușesc să mă refac din orice ar fi. Pentru că am știut de greu de mică, pentru că mama a fost foarte aspră cu mine. A fost aspră? Foarte aspră cu mine. Deci spunea, tu n-ai tată, eu trebuie să fiu și mamă și tată. Deci nu vrei să-ți închipui ce însemna să iau eu o notă. Aveam voie până la ora, până la nota 8, care deja era mică. A fost foarte sănătoasă, am făcut sport, nu ți-am spus că am fost și handbalistă. Așa. Am fost și portar la handbal. Câte am eu să spun despre mine? M-ați dat gata. Da, oare? Și da, a fost unul și copiii îmi seamănă și soțul meu. Deci am fost o familie care a știut să facă față greutăților și să-și ducă cu demnitate orice. Tu, Camelia, știi că nu e bine să bați toba, că nu știu ce nu am eu sau ce nu fac eu sau dacă te-ai mai certat sau dacă mai știu. Le-am dus pe toate. Vreau să îmi spuneți, uite, ce este important într-o căsnicie, dar după ce ne veți cânta încă o melodie. Viața cerne într-un anii, Viorel băiatul mami. Frumoasă vârstă plinești, măi, la mulți ani să ne trăiești, mă. Tot urcând pe scara vieții, ești în floarea tinerii. Cu
Am revenit, dragi telespectatori. Doamna Ionica, spuneți-mi, ce înseamnă o căsnicie? După cum am observat, pentru dumneavoastră, căsnicia a fost foarte importantă. Dacă odată ce ați renunțat la meserie, spuneți-mi, ce înseamnă să fii căsătorită cu un cadru militar? Ce înseamnă să știi că soțul tău este înconjurat de foarte multă lume? Ați fost geloasă? Cum reacționați? Povestiți-mi puțin despre despre intimitatea dumneavoastră, familia dumneavoastră. Deci, prin căsătorie n-am renunțat la o meserie, la un hobby. Da. Meserii am mai multe, așa cum îți spuneam, și o să le afli la momentul potrivit, care, cum ți-am spus, am un CV destul de bine mobilat, care îmi permite să, și asta mi-a fost norocul, că tot plimbându-mă prin județele țării, reușeam să-mi găsesc loc de muncă. Ce? Cum era, cum nu era. Dar de ce era n-ați stat acasă? Cum să stau acasă? Da, să stați acasă, să aveți grijă de copii. De ce ați ales să și lucrați? Am făcut și asta. 2 ani de zile am stat acasă cu copiii până i-am scos, că erau grădinițele cum erau. Dar ați preferat să lucrați, sunteți un om de acțiune. Să fiu de acțiune, da. Am lucrat de fiecare dată. De căsnicie. Atunci când te hotărăști să faci acest pas, te motivează ce? Te motivează dragostea pentru un om. Și dacă vezi că el te iubește și tu îl iubești, e bine să te căsătorești, să nu stai prea mult pe gânduri, pentru că pasiunea poate să țină 3 ani, de câte văd eu, 3-4 ani, cam așa. Acum, iubirea poate să presupună pasiune, dar pasiunea nu presupune să fie iubire. Pasiunea nu, da, nu este necesar să fie iubire la mijloc, ca să fie pasiune. Și atunci noi suntem și altă generație, Camelia. Pe vremea mea se luau foarte în serios astfel de lucruri. Nu ne jucam. Iar dacă a fost a 11-a poruncă pentru mine, da, a fost aceea să nu divorțezi. În contextul, în condițiile în care părinții mei au divorțat. La mama am rămas. Mama a fost un om, îi semăn mult și fizic, că tatăl meu era un blond, Dumnezeu să-l odihnească, și tot neamul meu din partea lui de blonzi. Eu o moștenesc pe mama așa, mai brunețică. Mama a fost un om foarte muncitor și care a știut să ducă greul pe umeri și să facă față. Revin, în momentul în care te căsătorești, știi că vei face un parteneriat pe viață. În momentul în care devii și părinte, așa, nu ai voie, pentru că acei copii nu ți-au cerut ție să-i aduci pe lume, nu ai voie să le înșeli așteptările. Nu judec pe nimeni și nici nu-mi place să fiu judecată, dar eu știu ce am trăit eu ca și copil. Mama și exagerat mult această postura mea, ca și copil care crește cu un tată vitreg. Am 2 surori minunate din partea mamei și le salut pe această cale. Una le dintre ele, atunci, că pentru ea am scris cântecul cu Vino acasă mai române, e plecată în Italia. Ea este asistentă medicală. Da, cu școală, pe bune, asistentă. Și este în Italia, după cum spuneam. Revin, odată ce ai trăit o copilărie și societatea nu ne-a iertat și am avut ocazia să trec prin atâtea momente, revoluția din 89, crize de tot felul, societatea democratică, în efervescența ei de a deveni, nu știu ce devine, societatea, așa. Știi că individul este taxat, vrea, nu vrea, de evoluția societății. Trebuie să știi că ești alături de un om și ai o familie față de care ai responsabilități și tu trebuie să știi să faci față la asta și în societate și în familie. Am înțeles, dar totuși, uite, vreau să vă întreb...
soție de militar. Nu e ușor. Acum, dacă stai toată ziua, mai bine păzești un iepure sau un câr de iepuri, știi cum e, decât un partener de căsnicie. Ați fost geloasă? Sau cum reacționați când era soțul dumneavoastră înconjurat de femei? Este un bărbat prezentabil? Foarte frumos era în tinerețe, dar nici eu nu era mai prejos. Corect? Așa este. Așa. Tu crezi că există bărbat care să nu calce măcar o dată strâmb sau ceva? Eram geloasă la începuturi, după care, ți-am zis, totul vine și din educație. Era sub demnitatea mea, vreodată, deși fiind domnișoară, da, să am schimburi de cuvinte cu o femeie din cauza unui bărbat, el și soțul meu. Era sub demnitatea mea. Am fost, mi se spunea, în familie Hohenzollern. Așa am fost eu. Și dacă îl vedeam că clipește cu Geana, așa, aveam grijă să-l fac să-și întoarcă ochii către mine, pentru că și spre mine se putea clipi. Trage cu ochiul. Da? Dacă, glumesc, dar da, așa nu, este. Am avut grijă să mă întrețin, să mă... Până nu așa. De mult, când iată-mă că am luat în greutate, ca să spun așa, dar... Importantă este prietenia. Deci sunteți prieteni. Asta este un ingredient important. Să discuți cu omul. Deci cel mai bun prieten al lui sunt eu și viceversa. Și viceversa. Atunci când anii trec și timpul sapă și pe chip și treci prin foarte multe probleme de sănătate și asta, se mai ceartă omul, își mai zice, dar prietenia este esențială. Am înțeles. Pentru că omul de lângă tine care nu te vinde și nu te cumpără este mai important decât orice Alain Delon sau nu știu ce frumusețe. Bărbații, pot să facă pasiune. Ei nu se implică afectiv, emoțional atât de mult ca noi femeile. Eu mă bucur pentru prietenia dumneavoastră, cunosc acest aspect al căsniciei dumneavoastră, că sunteți prieteni și colaboratori, colaborați foarte bine împreună, chiar și acum, realizând emisiunea Distrează-te Române. Vreau să-mi spuneți câteva cuvinte despre costumul acesta frumos pe care îl purtați. Cine l-a făcut? Cum? De unde l-aveți? Aceasta este minunată, da, este din Muntenia, are peste 100 de ani. Tot ce are adăugat este pânza asta de la poale. În rest totul este autentic și asta am făcut-o eu cu mânuța mea. Iată că se și vede că e mai... patina vremii se observă. E unul dintre costumele mele. Știi noi, taurii, că... Eu sunt taur, ești capricorn. Da? Suntem oameni care iubim lucrurile adevărate, originale. Nu-mi place să pun ceva pe mine care e un fake, știi? Și decât să port în tot felul de chestiuni, pot să fie să-ți dea bine, dar nu știu, așa sunt eu. Uite, am venit și nu e ușor să porți așa ceva. Știu că ați venit pentru că mi-a plăcut costum, mie. Că m-ai rugat să vin îmbrăcată, dar oricum era... mai ales că, iată, ne întâlnim cu telespectatorii. Da. N-am mai fost la Agro TV din la sfârșitul 2013, Revelion 2014 și Sfântul Ion, am fost în emisiune de folclor. De folclor, nu la tacale, cu tine. La taifas aici, nici nu am simțit când a trecut timpul. Da, să știți că a trecut timpul, dar vreau să vă întreb, uitați, cu cine v-ați dori, sau dacă vă doriți, să cântați într-un duet? Am foarte multe propuneri. Da. Și nu dau aveți nume. Propuneri? Da, ale unor mari artiști ai acestui neam, să facem împreună duet. Cu siguranță voi face, că am spus că vom face, dar m-am dedicat atât de mult... emisiunii? Da, și nu numai emisiunii. Evenimentelor. Am înființat recent Asociația Uniunea Națională pentru Promovarea Talentului Românesc, care are scop, în februarie s-a întâmplat, are un scop și niște obiective care sunt gândite de mine de multă vreme și mi le doresc și o să venim odată să-ți povestesc și să-ți aduc ce face această asociație și chiar niște produse ale ei. Am două societăți pe care vreau, sunt antreprenor, trebuie să... Așa, și împreună cu bătrânul meu, partener,
Aia, tânărul. Că sunteți tineri amândoi. Suntem tineri. Pentru că aveți doi copii frumoși. Doi copii frumoși, fată și băiat, au venit... Da. Au venit amândoi fiind copiii lui Ceaușescu. Vreau să vă întreb, trebuie să încheiem. Da. Vreau să vă întreb așa, vă pare rău de ceva? Ați schimbat ceva? Dacă v-ați întoarce în timp, ați schimbat ceva? Da, cu siguranță. Sunt omul care întotdeauna încearcă... Aș schimba lucruri, dar să știu ce se întâmplă cu societatea. Că pe nu, 89 eram... Nu contează de societate. În plan personal, adică eu plan omul... personal sau carieră sau ceva, ați schimba? Ați mai renunțat la carieră? Ați merge mai departe? La fel? Ați rege același drum? Nu știu cât mi-am ales eu drumul, m-a ales mai mult el pe mine, deci am făcut întotdeauna ce a trebuit să fac, nu ce mi-aș fi dorit să fac. Îmi iubesc din suflet copiii. Da. Dacă ar fi să trăiesc o altă viață, asta ar fi marele meu regret, că nu i-aș mai avea pe ei. Am înțeles. Ce frumos! Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați făcut parte din această emisiune și îmi doresc să mai veniți. Eu îți mulțumesc pentru că m-ai invitat și te rog să nu uiți că tu ești actriță, că tu reciți foarte frumos poezie, dar că poți să faci și momente vesele, excepționale, scenete, cuplete și totărul, și te aștept la rândul meu, la mine în emisiune. Cu drag am mai fost. La distracție toată România. Da, corect. Îi mulțumesc producătoarei mele, Tania Silvestru, și vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră. Salutări și soțului dumneavoastră și copiilor. Dragi telespectatori, numai bine, Doamne ajută! La revedere! Viață, viață, viață.